Lecția numărul 4, confesiunile creștinismului. Acum să lăsăm pe celelalte religii în pace și să venim în tabăra noastră. Confesiunile au apărut prin schisme, deci prin despărțiri și prin reforme. Biserica Ortodoxă s-a despărțit prin schismă de cea catolică, Biserica Luterană s-a născut prin reformă. Pavel a anticipat aceste lucruri când scrie în 1 Corinteni 11, de la versetul 17. El vorbea despre situația de atunci, dar istoria se repetă în mod amplificat. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Deci, o organizație poate să stagneze sau să intre în regres. Se tot adună până când se fac tot mai răi. Și la un moment dat se pune nevoia reformei. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări, schisme. Și în parte eu cred că își trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Deci, hai să privim printre confesiuni religioase care cât or fi de bune. Chiar și evreii se despărțiseră. Erau saducheii, care nu credeau nici în Duh, nici în Înger, nici în Înviere, farisei, mult mai fundamentaliști în crez și în mod special în practici, în trăire, mult mai legați de Biblie. Vom privi într-o primă parte istoria confesiunilor, deci din vremea apostolilor până în vremea noastră, și apoi, într-o a doua parte, vom privi paleta de confesiuni existentă în configurația de astăzi. În istoria confesiunilor, Biserica Romano-Catolică ocupă locul fruntaș, ca timp și dominație și chiar număr de reprezentare. Dacă ne amintim, Domnul n-a lăsat vreo formă de organizare în biserică, ierarhizată și centralizată într-un anumit loc. În biserica din Ierusalim, forul de conducere l-au constituit apostolii și prezbiterii sub călăuzirea Duhului Sfânt. După ce creștinismul s-a extins, s-au format 5 centre episcopale, adică 5 orașe mai importante unde creștinii erau mai puternic reprezentați. Ierusalimul, Antiohia, acolo unde Pavel și Barnaba au pus, am putea spune, bazele primei școli teologice și a unei baze de misiune. În Africa, Alexandria, un oraș cu o cultură deosebită. La Roma și la Constantinopol. Ierusalimul a căzut în anul 70. Celelalte centre au scăzut și ele în plan politic și economic. Și Roma a ieșit în evidență pe acest fundal. Și în ideea teoriei Petrine, potrivit căreia Domnul a lăsat succesiunea și locul său apostolului Petru, scaunul papal a prins contur. Biserica catolică are la bază ierarhizarea și sacramentele, adică papa este vicarius filii Dei, locțuitorul Fiului Dumnezeu pe pământ, iar mântuirea este numai prin biserică. Și dacă nu îți dă preotul pâinea și vinul, el le sfințește și prin sfințire ei crezi că se transformă integral în trupul și sângele Domnului, tu nu poți să fii mântuit. Haideți să citim, nu că ați fi careva influențați de catolici, dar asta avem nevoie de a mai târziu, când o să vedem legătura carismaticilor cu catolicii. De aceea vreau să punctez cât de eronate față de Scriptură sunt ideile lor. În 1 Petru, capitolul 2, cel care primise de la Domnul referința că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica, arată de fapt care este piatra din capul unghiului și dovedește că toți ceilalți suntem preoți și toți constituim o piatră. 1 Petru 2 cu 4. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar leasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată.
Deci temelia este Hristosul, cum zice și Pavel, și toți ceilalți zidind fiecare în măsura chemării și a responsabilităților noastre. Domnul spunea în Matei 23, să nu numiți pe nimeni tată, să nu numiți pe nimeni dascăl, adică aceste grade ierarhice eclesiastice. Când Petru s-a dus în casa lui Corneliu, ei, dacă îngerul i-a făcut prezentarea, nu știu cât de important l-au crezut, prin Corneliu i s-au închinat. Ce a zis Petru? Ridică și eu sunt om. Deci primul papă n-a acceptat închinarea. Următorii au acceptat cu plăcere. Ca o dovadă că n-au de-a face unii cu alții. Ei cred că papa este infailibil. Infailibilitatea papală a fost declarată în 1870. Într-o perioadă când în secolul XIX papalitatea era în declin, în secolul XX ei și-au revenit mult. Istoric vorbind, primul papă, Grigorie I, a fost, chiar dacă el nu s-a intitulat, auto-intitulat papă, instalat în anul 590. El spunea doar că este slujitorul tuturor celorlalți, adică vrea să spună că este șeful celorlalți. Dar asta este ideea sub care s-a integrat. Supremația papală a fost după schismă în 1054 până în jurul anului 1305. Inocențiu al III-lea a fost cel mai strălucit papă. A fost vremea când ei își permiteau să detroneze regi. A fost vremea cruciadilor împotriva islamului, împotriva albigenzilor, împotriva slavilor. După perioada aceasta a urmat o perioadă de cădere papală când chiar au fost doi papi, unul în Franța și unul la Roma. Ulterior a intervenit reforma, iar apoi contrareforma, o mișcare de trezire în sânul Bisericii Catolice. Iezuiții au fost reprezentanții principali cu Ignațiu de Loyola, Inchiziția spaniolă, perioadă în care reformatorii au fost omorâți în mod crunt, în mod masiv, ardeau oamenii pe ruguri în loc de becuri, cât ar fi astăzi. Au fost și alte ordine, franciscan, dominican, care împleteau o oarecare propovăduire a scripturilor și întoarcerea la niște norme morale, dar în același timp susțineau cu acuzarea de eretici pe toți reformatorii, aducându-le o moarte imediată. Dogmatic vorbind, am notat doar că pentru ei Maria în secolul XIX a fost socotită imaculată, adică fără păcat, iar în secolul XX au socotit că la un moment dat Maria a fost înălțată la ceruri. Adică exact ce vă spuneam aseară, că precum în religiile păgâne, mama din icoană căpăta mai multă cinste decât fiul care îl ținea în brațe. O idee pornită de undeva de la Semiramis și Tamuz, din vremea Babelului lui Nimrod. Ei au scrieri apocrife, preoții practică o viață monahală, nu se căsătoresc, potrivit cu ceea ce spune în 1 Timotei 4, că ei opresc căsătoria, chiar și a celor care nu sunt chemați să fie celibatari. Și am mai notat ideea indulgențelor, care a fost practicată masiv în Eviu Mediu, și ideea purgatorului. Știți, în mod sigur, cum că sufletele oamenilor mergeau în purgatoriu și de-abia după ce se plătea taxa de indulgență, ei puteau pleca spre ceruri. Tetzel, unul din fruntașii indulgenților, avea o poezie care suna astfel: de îndată ce în cutie bănuții au sunat, din purgatoriu un suflet spre cer a și plecat. Evident, cu chestiunile acestea s-a făcut bani mulți de tot. Se spune că în Eviu Mediu, la o adunare generală a credincioșilor la Roma, și la o colectă făcută în mod special, s-au adunat atâția bani încât după ce mulțimea s-a retras, prelații sau slujitorilor au adunat banii cu grebla. Cei care ați vizitat Vaticanul ați putut să vedeți de altfel de unde și până unde atâta aur și atâtea posesiuni clericale și bisericești. Trecând în partea răsăritiană, aici întâlnim Biserica Ortodoxă, formată după schisma din 1054, ei conceptual au rămas în vremea credeurilor, de aceea se crede ortodoxi rămași credincioși primilor crezuri din secolele 4, 5, 6, plus tradiții ulterioare care au îmbrățișat-o. Biserica Ortodoxă are 7 taine,
botezul, confirmarea, mărturisirea cu canonizarea, dacă este cazul, hirotonisirea sacerdotală, căsătoria, împărtășania și ungerea cu mir sau cu minicătura. La ei tradițiile, cred că le știm, venind dintr-o țară majoritar ortodoxă, rugăciunile la sfinți, evident fără nicio valoare, moaștele, se plimbă cu ele din Atena până la Iași, că cei din Moldova sunt mai religioși, le duc înapoi, se fac bani și așa mai departe, obiectele de cult, în locuri specifice, mănăstiri, toate pe fond de închinare, așa după cum Pavel a combătut pe cei de la Atena, de altfel partea aceasta ortodoxă este foarte legată de cei din Grecia, referitor la multitudinea de zei cărora le aduceau închinare. Vedeți cât este de diplomat diavolul? Dacă ne-am făcut creștini și nu mai acceptăm o grămadă de zei, a zis nicio problemă. Eu vă înlocuiesc fiecare zeu cu câte un sfânt. De aceeași chestie. Fie că îl socotim pe Ioan, ocrotitorul, sau nu știu care este, Gheorghe, ocrotitorul Bucureștiului, fie că socotim pe nu știu ce înger, care de fapt este un demon căzut, în spate căruia se ascunde demonul cel mare, diavolul. Deci toate acestea sunt niște ficțiuni pe care diavolul le-a produs ca să ducă oamenii de în amăgire prin șiretenile care le practică. Trecem la bisericile reformei. Reforma a pus bazele chiar celorlalte revoluții industriale și economice de mai târziu, a dat prosperitate Europei. Zona de nord-vest a devenit reformată și s-a ridicat chiar și astăzi. Partea de nord este mai dezvoltată, partea de sud este rămasă în urmă. Precursorii reformei, adică primii care au anticipat reforma, au fost valdenzii, albigenzii, în mod special în zona Alpilor, din această a doua categorie mai se regăsesc astăzi vreo 35.000 în nordul Italiei, sau ca oameni, am mai notat în Anglia Wycliffe, Hus în Cehia, Savonarola în Italia, Knox în Spania. A urmat apoi reformatorii principali, Luther în Germania, Zwingli în Elveția și Calvin tot în Elveția, în partea franceză. Ei au diferit la câteva aspecte, cum ar fi transubstanțierea sau consubstanțierea lacina Domnului, dacă se transformă sau nu în elemente autentice, au diferit în ce privește predestinația, dar au avut un element comun. Au despovărat poporul de mântuirea prin Biserica Catolică, socotind că mântuirea este prin credință. Liftonul lor fundamental a fost cel neprihănit va trăi prin credință. O întoarcere la Scripturi. Însă, din nefericire, bisericile reformei, fără instituționalizare, fără ierarhizare și fără o mântuire prin biserică, totuși n-au rezistat prea mult și în decurs de aproximativ 100 de ani au decăzut, procedând și ei la uciderea ereticilor, cum făcuseră cu un secol în urmă catolicii cu ei. Au fost însă unii care au continuat reforma, că aceștia, reformatorii principali numiți sau mai exact urmașilor, au făcut războiul de 30 de ani, în urma cărora s-a separat în zone de influență religioasă, au fost continuați, de exemplu, în Anglia. În Biserica Anglicană a avut loc o reformă și s-a născut mișcarea puritană. Apoi, la începutul secolului 17, 1612, s-a născut mișcarea baptistă, 1639, Rogers William, în Statele Unite. În Germania, Biserica Moravienilor, a fraților contelui Zinzendorf. Sau în mai târziu, în zona Olandei sau chiar din zona Italiei, din zona Elveției, mai exact retras spre ei, s-a născut mișcarea anabaptistă, cei care au adus adevărul mai aproape de Noul Testament. Vreau să aruncăm acum o scurtă privire asupra bisericilor de după reformă. Am putea face o schiță ca o piramidă, care ar cuprinde toate confesiunile creștinismului. La bază toți au credeuri comune. Cei care n-au același crez fundamental comun, nu sunt creștini. Ei sunt secte sau religii. A urmat reforma. Bisericile seculare rămânând doar cu crezul, același tradiția lor, reforma a poziționat pe protestanți undeva la mijloc,
iar crezurile diferite au dat unghiuri de orientare diferite la anumite confesiuni. S-au născut astfel mișcările și bisericile congregaționaliste, presbiteriene. Ele diferă doar prin faptul că și la expresia de congregație, că în mod democratic se aleg, sau presbiteriană, că și lucrătorii sunt puși, după cum era stilul iudaic, bătrânii sinagogii și alegeau ei la rândul lor pe următorii care îi lăsau în slujbă. Mai pot să amintesc coacherii care puneau accent pe lumina interioară spre o înclinație spre misticism. Nazarinienii, 1895, ei puneau accent pe sfințire. Sau Armata Salvării a lui William Bott, baptiștii care au urmat, în mod special în Statele Unite, sau menoniții care se regăsesc și astăzi. În mod special, Statele Unite sunt formate din grupuri de oameni protestanți care au emigrat acolo. Și, într-adevăr, America a dat cei mai mulți misionari, cele mai multe fonduri pentru lucrarea de misiune în ultimii 200 de ani. Cineva spunea, America e Babilonul, și altul l-a corectat și a zis, mai, în Apocalips scrie că la Babilon s-a găsit sângele martirilor. Americanii n-au omorât și un creștin. Ceilalți au omorât. Ei, nu facem referințe acum. Vroiam doar să vă spun că acum, în contextul războiului din Orient, Orientul Mijlociu, cineva din Statele Unite le spunea că a fost o vedenie, s-a văzut Congresul Statelor Unite și fiecare se ducea să-și ocupe locul lui pe scaun, îi scria numele pe spate. Și un scaun a rămas vacant. Și a fost dat din mână în mână, unul i-a mai dat și câte un șut, și când se-l scoate pe ușă, cel care avea viziune a văzut că pe spate lui scria Dumnezeu. Și au zis, să-l dăm afară că nu avem nevoie. Și realitatea, orientarea, după anul 1960 și ceva, a fost scoasă religia din școli și actualmente numărul credincioșilor adevărați scade vertiginos. Ca o dovadă că efectiv l-au îndepărtat pe Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu și-a ținut flacăra vie. A urmat trezirile religioase. Moody, Finney, Whitefield, Wesley. A urmat misiunile. William C. în India, Livingstone în Africa. A urmat misiunile sociale, de ajutorare, de caritate. Toate acestea au ținut lumina Evangheliei la o intensitate care a făcut ca lucrarea Domnului să meargă înainte. Ne oprim aici cu prezentarea aceasta și vreau acum în partea a doua să privim la situația de azi a confesiunilor. Astăzi pe glob există o diversificare confesională și non-confesională. Adică oamenii sunt împărțiți atât pe organizații, cât și între organizații există fel și fel de alte interorganizații. Ceva asemănător sistemului economic. Există economii naționale și firme transnaționale. Biserica Catolică numără peste 1 miliard de oameni, ocupând sudul Europei, parte din sudul Africii, Indonezia, și în mod preponderent sudul Americii. Adică exact zonele de influență ale zonelor catolice din Europa. Biserica Ortodoxă are aproximativ 250 de milioane de la Muntele Athos până la Kremlin, pe partea răsăriteană a Europei. Bisericile protestante se situează ca număr după Biserica Catolică, incluzându-i pe toți, și acestea la rândul lor se împart în trei orientări cu care ne apropiem de casa noastră. Există conservatori raționaliști. Aceștia cred în mântuirea socială, adică ei cred că pământul a provenit prin evoluție și trecerea în împărăția lui Dumnezeu va fi tot prin evoluție, prin modernizarea societății, nu printr-un moment spontan al revenirii Domnului Hristos. Ei socotez Biblia o legendă, un mit, care trebuie interpretată rațional. În special, teologii liberali sunt susținătorii acestui curent. Există apoi fundamentaliști evanghelici. Între ei se clasează și marele evanghelist Billy Graham. Ei pun accentul pe fundamentele scripturale.
botez, morală, etică, trăire. Și cea de-a treia grupare este formată din penticostali și carismatici, unde ne regăsim și noi. Penticostalii carismatici au două orientări. Unii îmbină sau sunt apropiați de fundamentaliști și îmbină partea de învățătură și fundamentele biblice cu dorința de manifestare a darurilor, cu dorința unor căutări mistice. Iar partea cealaltă, cea mai de extremă, sunt cei care au lepădat, am putea spune în mare parte sau cel puțin neoficial, Scriptura și caută doar aspectele sentimentale, miracolele, profețiile, în detrimentul studiului Scripturilor. Imaginea România, cred că o știți, privind istoric și actual. Se spune că am fost misionați de Andrei foarte bine, fiind biserica cu centru la Roma, până în secolul IX, aproximativ, până când am căzut sub influența Imperiului Bulgar, românii au fost catolici. De atunci s-a impus limba slavă în biserici și pentru aproape 3 secole preoții români au bolborosit, necunoscând nici ei de cumenoreașii limba impusă în plan religios. Apoi s-a introdus mai profund scrierea chirilică. În Transilvania, după reformă, ținând cont de legătura noastră cu Ungaria și cu Austria, Habsburgică, a fost o încercare de încorporare a Transilvaniei în mișcarea reformată. Din nefericire s-a ratat la limită și am rămas sub dominație ortodoxă. Misiunile Bisericii Baptiste au pătruns în secolul XIX și ale noastre, cum știți, după 1920 și toată Alianța Evanghelică numără sub 1 milion de oameni. Vreau să încheiem notând 2 concluzii. Spiritul de partidă este rău, că este demonic. Exclude vederea obiectivă. Te face să vezi partida ta bună și ce au alții chiar bun, nici să nu mai iei în calcul. Hai să citim din 1 Corinteni 1 ce spune Pavel în această privință. Vizând situația din Corint, unde unii spuneau că sunt cu Pavel, alții cu Petru, alții cu Apollo, dacă acceptau, se formea de atunci biserica Petrină, Paulină și așa mai departe. 1:10. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Deci predica trebuie să formeze în adunare, dacă învățătura este comună, o unitate la nivel de gândire și de trăire sentimentală. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Alcloi că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și sigur găsea motive. Eu sunt al lui Apollo și eu sunt al lui Chifa și eu al lui Hristos, socotea unii. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Deci apostolul n-a acceptat partidele în Corint, socotindu-le ca o afectare demonică asupra bisericii. Hristos nu poate fi împărțit. Dar, totuși, diversitatea este bună, fiindcă ajută la păstrarea adevărului. Cine a fost autorul moral și executiv al dezbinării dintre cele 2 seminții față de celelalte 10? Roboam? Nu. Ieroboam? Nu. Solomon? Hai să citim. 1 Împărați, capitolul 12. De la versetul 22. Dar cuvântul lui Dumnezeu a vorbit astfel lui Șemaia, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda și întregii case lui Iuda și Beniamin și celor popor. Spune-le, așa vorbește Domnul, nu vă suiți și nu faceți război împotriva fraților voștri, să-i reunificați cu voi. Căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta.
Deci datorită greșelilor care le-a făcut Solomon, cum se spunea, Dumnezeu a văzut că tot poporul e pornit să se strice. Și atunci a separat o parte mai mică, unde să se păstreze adevărul, măcar că s-a pierdut o parte mare. Deci n-ar fi bine să fie mai multe confesiuni, dar decât să fie toți răi. Atunci mai bine un grup să rămână să țină adevărul. În bisericile din Apocalips, în cele 7, recomandările pentru toate au fost venite din partea lui Dumnezeu. La fiecare specific cu nevoia ei, la 5 din cele 7 li s-a spus, pocăiți-vă. Dar cum vede Dumnezeu pocăința în contextul confesiunilor? Dumnezeu vrea să fie reformă. Ce a spus celor din Efes? Adu-ți aminte, pocăiește. Așa și-a continuat cu fiecare, cât ar fi de răi. Le-a spus la unii, merge numele că trăiești, dar ești mort. La Sardes. Și lor le-a spus, rezolvarea este pocăință. Nu i-a învățat pe cei câțiva care își păstraseră numele și hainele albe să se separe. Să se pocăiască. Să fie o luptă pentru reformă, pentru trezire. Catolicii s-au trezit după reformă să facă contra-reformă, nu au putut o face înainte. Să vânture pe papa de acolo, să termine cu toată idolatria și să se pocăiască. Ar fi păstrat supremația asupra teritoriului întreg al Europei. Dacă reforma nu este acceptată în sânul bisericii, nu reformatorii ies. Reformatorii au fost dați afară. Rețineți ce vă spun. Să nu spună cineva, noi facem reformă și plecăm. Nu, nu. Stai până te dă afară. Așa fă reformă înăuntru. El a făcut reformă ca și călugăr catolic. Dacă ei sunt dați afară, atunci se produce o nouă confesiune, o nouă organizație, se naște o nouă biserică. Altfel, ruperile care produc numai schismă și n-aduc reformă, nu sunt decât o organizație în plus. Și decât două reale, mai bine numai una are atunci. Catolicii s-au rupt de ortodoxi în 1954 și au reconciliat în 1965. N-au putut să stea cu minți. Că nu sunt mai breji unii decât alții. Chiar și reformații. Ce folos că au reformat și au scăzut iară și acum de câțiva ani au semnat și ei un pact în Germania de reuniune cu Biserica Catolică. Fiindcă nu au rămas la spiritualitatea dorită de Dumnezeu. Cu voia Domnului, în serile următoare, chiar în următoarea lecție, ne vom opri în dreptul ecumenismului. Operația exact inversă formării confesiunilor. Prin confesiuni s-au diversificat, prin ecumenism vreau să se unească. Vom vedea în ce condiții și care este viziunea biblică. Închei lecția aceasta a patra cu următoarea expresie. Fii total devotat organizației. Adică, fă totul pentru spiritualitatea ei. Cât ar fi de afectată, fii total devotat organizației. Fă totul să te mântuiești în cadrul ei și să-i mântuiești pe cei care sunt împreună cu tine. Dar nu fi legat de organizație. Dacă vezi că nu te mântui nici tu, nici pe alții, lasă-o în pace ca și cum n-ar fi fost. Ei, dacă am putea noi împleti înțelepciunea aceasta, să fii total devotat organizației, fără să fii legat de organizație. Căci Domnul, din înțelepciune, n-a lăsat vreo organizație, că ce ne-am fi canonit noi? Dacă ar fi pus mâna pe ea niște oameni care conduc bisericile seculare, ce am fi zis? Uite, noi nu suntem o organizație, dar Domnul știu ce se întâmplă. Mișcările, convulsiile care vor fi de-a lungul vremii. Și a lăsat să se păstreze credința curată chiar în contextul acesta. Ne reamintim în sinteză și ne oprim aici. Diavolul a creat un peisaj de rătăcire în jurul bisericilor lui Hristos, formând prin învățăturile false ca niște punctulețe mici de atracție în jur. Apoi, ca niște stele mai mari rătăcitoare, sectele. Iar în jur, ca niște planete gigant,
celelalte religii. Însă în centrul universului rămâne creștinismul purtând pecetea lui Dumnezeu și a Hristosului său. Dar diavolul nu s-a rezumat la a crea în jur o imagine care să distragă atenția și să influențeze. A intrat în sânul bisericii și a creat fel și fel de organizații, împărțând-o în atâtea confesiuni, îmbrățișând fiecare o parte, accentuând un domeniu. De exemplu, bisericile seculare accentuează pe Tatăl, bisericile reformate pe Fiul, bisericile carismatice, pentecostale, pe Duhul Sfânt. Se pun accentul pe care au, ori pe Pavel, ori pe Apol, ori pe Chifa, ori pe Domnul Iisus, ori pe Tatăl, să nu lase centrul de greutate normal. Iată, din acest complex religios, cât discernământ ne trebuie să păstrăm direcția și să intrăm pe o poartă strâmtă și pe o cale îngustă în ceruri. Când este atâta intersectare, atâtea autobenzi și străduțe, în toate părțile, care mai de care cu o denumire mai grozavă, mai bombastică și mai atrăgătoare. Și în toate astea, în mijloacele de amăgire, tu să te duci drept. De aceea a lăsat Dumnezeu Duhul Sfânt în biserică. Că fără El și fără cuvânt, n-am ști să le dăm de capăt. N-am putea. Dar astfel Dumnezeu ne ajută să pornim cu bine și să finalizăm cu bine. A ne păstra Dumnezeu în situația aceasta, cred că e ca și ce scrie în Psalmul 91. Să cadă 1000 de o parte și 10.000 de alta și de tine să nu se atingă nimic. Tu să rămâi în picioare, să fii păstrat și scrie spre finalul Psalmului 91, fiindcă mă iubești, zice Domnul, de ce voi arăta mântuirea mea, îl voi sătura cu viață lungă. Slăvit să fie Domnul în veci. Amin.